protocolul CJSRI, încă în vigoare. Un membru CSMI SLA Ramp, nu am informații ce acest protocol a fost denunat. Victor Alistar, membru CSM, a spus după dina Consiliului ce nu există informații în acest moment care să arate ce protocolul dintre înalta curte ISRI nu mai este în vigoare. A vrea să precizez câteva lucruri. Justiția se înfăptuiește exclusiv pe baza legilor organice. Nu poate exista nicio infralegiferare. Justiția nu poate fi ocultă, cu documente care nu sunt la cunoștința ambelor părți. Al treilea element este foarte important. Să nu ne ducem pe vântoare de verejitoare, ci să verificăm ca aceste lucruri să nu se mai repete. Este de neînțeles sau este de clarificat cum există un protocol între instanța imparțială acuzare sau un serviciu de informații, într-o procedură judiciar public. Nu am informații ce acest protocol a fost denunat, a spus Victor Alistar, la Antena 3. Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară sublinierei în alta curte de casație sublinierei justiție au încheiat protocoale de cooperare cu Serviciul Român de Informații, a declarat vicepresubliniere din TLCSM, Codru Colaru, în subliniere din Cadeplen. Potrivit acestuia, în urma solicitrilor transmise instituțiilor judiciare, după cum s-a decis la ultima subliniere din Cadeplena CSM, Instanța Supremă, Inspecția Judiciară sublinierei Ministerul Public au transmis ce au încheiat protocoale cu SRI. El a precizat ce sublinierei la nivelul CSM a fost încheiat un protocol cu SRI, însă acesta a fost anulat în 2017.